Uitați-l acolo. SCP-096. Și-a dat seama că m-am uitat la el. Bă! Astăzi vă voi arăta cel mai creepy și secret mob din Minecraft, adică SCP-096. Băie și fete, în momentul în care spun cel mai creepy, secret și totodată periculos mob din Minecraft, vreau să vă zic că nu mint deloc. În clipul de astăzi vă voi prezenta, în opinia mea și totodată în opinia Minecraftului, o să vedeți imediat și de ce, cel mai creepy mod care poate exista în jocul ăsta. Mai exact, SCP-096, adică The Shy Guy, în cazul în care nu știți despre ce vorbesc. Ei bine, fraților, chiar acum am construit aici pe o dasta, am construit un, să spunem așa, teren de testare. Adică aici o să testăm mobul. Avem mobul chiar aici, băieți, și vreau să vă zic o chestie super, super interesantă pe care nu știu dacă o să credeți, însă o să vă dovedesc. Mobul ăsta e atât de creepy, secret și periculos, încât ai voie să spawnezi doar unul pe toată harta, băieți. Adică dacă eu acum vin și spawnez pe SCP-096, o să pot să-l spawnez, însă nu o să pot să-l omor în primul rând, pentru că e indestructibil. Nu o să pot să mă bat cu el în Game Mode Survival, pentru că, după cum v-am zis, nu că are HP infinit, însă efectiv orice se atinge de el moare. Și pe lângă chestia asta, gen, dacă îi văd ochii, o să trebuiască să mor, adică caracterul meu, dacă o să-i vadă ochii, o să trebuiască să moară. Și tocmai de aceea, boys, pot să spawnezi numai unul. Nu e efectiv legal în Minecraft și o să vedeți imediat că nu te lasă să spawnezi mai mulți SCP-096. Hai să vă zic, băieți, mai exact ce vom face în episodul de astăzi. Însă înainte, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade de gen. Primul rând, o să dau un time set day ca să se facă zi, după când o să înceapă experimentul, o să facem noapte. Hai să vă zic ce avem aici, fraților. Deci, avem acest ou care este oul lui SCP-096 și cu asta o să-l spawnăm. Însă aici mai avem un ou pe care, dacă îl spawnăm, asta se numește dummy, adică fraierul. Și băiatul ăsta, într-un fel, o să fie jucăria noastră. Adică, ca să nu murim noi, o să vedem cum o să moară el. Deci, bă, hai să, deci, de exemplu, cred că dummy ăsta, nu știu cât HP are, vreau să văd dacă are HP mult, știi ce zic? Bun, deci vedeți, moare efectiv ca un player normal. Cred că și la un player normal, dacă e așa, nu are absolut nicio armură, nimic, dacă îi dai 3 zăbii, moare. Însă, dummy ăsta o să fie sărăcuțul dispus așa la niște teste foarte, foarte nașpa. Și mai avem încă o dată chestia asta care se numește Spawn 096 Catcher, care îți teleportează SCP-ul la tine. După cum v-am zis, fraților, nu ai voie să spawnezi mai multe SCP-uri de genul. Fiți atenți cum o să arate. Chiar acum, boys, o să-i dau spawn. Nu uitați să apăsați butonul de like și toate chestiile astea. Hai să punem tot aici. Fiți atenți. 3, 2, 1 și... Ăsta este SCP-096 în Minecraft. Plânge. Uitați-vă la el, boys, că plânge. Iar acum, bă, ce se întâmplă cu el? Bă! Deci ăsta e cel mai periculos mob din Minecraft. Și pe lângă, bă, ce se întâmplă cu el? Uitați-vă la el, man. Ce se naiba se întâmplă cu el? Bun, iar acum o să mai încerc să mai spawnez încă unul. Dar dacă o să fac chestia asta, nu o să se spawneze. Numai o să se teleporteze ăsta lângă el, pentru că nu am voie. Uitați-vă acolo în stânga. You can't have more than one SCP-096. Poți să spawnezi numai unul pe toată harta. Atât de periculos e mobul ăla, bă, voi ați văzut? Se pune jos și plânge. Deci, bă, ăsta pe bune e cea mai creepy chestie pe care poți să o întâlnești pe harta ta de Minecraft. Uitați-vă la chestia asta. Și gen, dacă îi vezi ochii, tu automat o să mori. Uitați-vă la el. Uitați-vă, fraților, real. Deci mie nu vine să cred cum arată, boys. Deci mie nu vine să cred că există așa ceva în Minecraft și că plânge. Iar acum, vedeți, dacă o să pun asta undeva, oriunde îl pun, ăsta o să vină după mine. Uitați-vă. Efectiv, oriunde îl pun, ăsta o să vină după mine, gen, pentru că nu am voie să am mai mulți SCP-096. Uitați-vă, vezi? Ăla vine după mine același, în stânga mi apare. Nu am voie să spawnez mai mulți. Iar acum, oamenii mei, haideți să supunem la niște teste pe frățiorul nostru. Unde a dispărut SCP-ul? Hai să-l punem aici. Frații mei, unde a dispărut? Bă, plânge cineva în pădure. Bă, a dispărut SCP-ul undeva. Bă, a dispărut asta undeva. Dar nu știu unde a dispărut. Asta e ideea. Oamenii mei, a dispărut asta undeva, dar nu știu. Oamenii mei, îl aud cum plânge. Dar nu-l mai văd. Bă. Ia, dacă-l pun pe ăsta aici. Bă, voi auziți cum plânge? Dar nu-l mai văd, bă. Oamenii mei, din cauza faptului că harta trecută s-a buguit, adică am încercat undeva la 5 minute să-l găsesc pe SCP-096, însă el era acolo, nu știu dacă ați auzit, însă el plângea în continuare. Nu știu dacă
Așa, gen Yemobu, după câtva timp dispare sau datorită faptului că m-am jucat eu cu toate chestiile alea, bugăit într-un fel jocul, însă ați văzut și voi cât de creepy e. Însă, băieți, că am zis de prea multe ori însă în videoclipul ăsta, haideți să facem chestia pe care o așteaptă toată lumea, adică să-l testăm pe SCP-096 cu frățiorul nostru Dami. Sărăcuțul Dami urmează să aibă o, să spunem așa, o experiență pe cinste. Hai să spunem prima dată mobul. Uitați-vă la el și fiți atenți, prima dată, hai să-l punem aici pe Dami. Ia, deci trebuie să-l pun neapărat aproape sau? Mamă! Cineva s-a uitat la SCP-096! Bă! Uitați-vă! S-a enervat! S-a enervat mobul! Vine după el! Bă! Bă, uitați-vă! Bă, se duce după, se duce după player! Unde a dispărut? Uitați-vă! L-a omorât pe player! Bă, uai, ce e asta, merg, bă, nu mă așteptam să fie așa de mișto. Bă, credeam că o să-i dea mare capac și a murit instant. Deci dacă cineva s-a uitat la SCP-096, asta pățește, men? No, frații mei, deci îmi pare rău, frate, mai facem încă o dată și după mă uit eu la SCP-096, că trebuie neapărat să fac chestia asta, trebuie să văd cum se simte. Haideți, fii atent, deci eu nu cred dacă îl punem aici, sus pe munte. S-a uitat, mamă, s-a amândoi. Bă, uitați-vă la el! Ce le-a făcut la ăștia doi, men, ce e asta? Bro, 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 bun, 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 bun. Acum, oamenii mei, fiți acum, oamenii mei, l-avem aici pe SCP-096 și o să încerc o șmecherie. Dacă nu iese, o să mai încerc o dată. Deci îl vedeți voi acolo. Eu o să vin de pe cealaltă parte a muntelui și nu o să mă uit teoretic la el. Știi ce zic? O să încerc să-l ignor. Însă, la un moment dat o să mă uit la el și vreau să văd cum reacționează. Chiar acum o să dăm survival. Sper că nu o să-mi dea instant. Bun, bun. Oamenii mei, sunt lângă SCP-096 și nu sunt mort. Mi-a luat armura asta, nu contează cât armura ai, că oricum mori, știi, zic, mi-a luat armura asta și pe m-a adus aminte că nu contează cât armura ai. Deci, oamenii mei, eu cred că trebuie, e ca la Enderman, trebuie să mă uit în ochii lui sau nu am voie efectiv să-l văd. Dacă l-am văzut, sunt mort. Bă, bă, parcă l-au cum plăge, mamă, și ăștia, mamă, deci bă, mi-e frică să mă duc pe acolo, pe bune, vă zic. Bă, mi-e frică. Mamă, l-am văzut. Uitați-vă, mă uit la el. Uitați-vă, plânge. L-am găsit. Uitați-l acolo. SCP-096 și-a dat seama că m-am uitat la el. Bă, bă, ce face? Bă, 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 ce o să facă? Unde-i? Gata, e acolo. Uite, nu poate să mă bată. Pe mine, cred. L-am găsit. Uite-te-vă la el. Ce o să facă? Bă! M-a omorât, bă! Bă, oamenii mei, bă, bă, ce-i cu mobul ăsta? Acum, mai vreau să încerc încă o chestie și după vă las, vă las cu, gen, după o să termin videoclipul, fiți atenți. Vreau să pun un SCP-096 aici și să-l pun pe Dami sus acolo pe munte, să văd ce se întâmplă. Bun, oamenii mei, harta aia iar s-a buguit, deci cred că, bă, undeva pe la 5 minute poate să stea în viață pe o hartă SCP-096, însă o să mai facem încă două teste de distanță. Știi ce zic? Deci fiți atenți, o să-l punem pe Dami undeva, nu, o să punem SCP, uite, hai să punem, fii atent, prima dată, boys, o să punem SCP-ul sus și după pe Dami jos și după invers, fii atent, o să punem aici SCP-ul sus, l-am sunat pe SCP-096 și după o să-l pun pe Dami aici, hai să vedem, bun, s-a uitat la SCP, uitați-vă la el, boys, ce nervos e, bă, uitați-vă la el, s-a enervat, a luat-o razna. Bă! A venit jos și a venit de la Dami și l-a omorât. Uai, ce a fost asta, bro? Și acum plânge. Bă! Bă, bă, stai pe bure, cel mai periculos mob din Minecraft. Iar acum, oamenii mei, fiți, având de vedere că e jos, o să-l punem pe Dami sus, să vedem ce se întâmplă de data asta, dacă Dami e sus, știi ce zic? Haide, frățior meu, haide! S-a uitat iară Dami la tine. Uitați-l, uitați-l cum vine, boys. Uitați-l cum vine. Bă! Ce-i cu el, man? Nu poate, cred că nu poate. Bă, aruncă cineva bombe de sus, cred că el aruncă. Uitați-vă la el. Bă, încearcă să vină. Bă, unde e? Unde e? A dispărut iară. Sau? Vine de sus. Uite-l, mă, aici. Bă, dar nu poate, gen, cred că e mai greu să urce la el, știi ce zic? Uitați-vă.
Bă, bă, frate, nu ce e asta? Nu știu dacă o să poată să urce. Ba, mă, ba, ba, cred că acum. Ha, mă! A urcat, a urcat! Mamă, și i-a omorât pe amândoi! Bun, bă, fraților, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Ba, a fost un episod super creepy. Deci dacă voi știți un mob mai creepy și mai periculos decât ăsta, scrieți-mi la comentarii, însă eu personal nu vă cred. Eu am fost Marius Iancu, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe un like și ne vom revedea curând cu episoade noi. V-am pa pe toți, pa, pa!